Salut! Bine ai venit la primul video din seria Corecție de culoare în Adobe Premiere. Astăzi vorbim despre diferența între corecție de culoare și colorizare, pentru că sunt două procese diferite. Corecția de culoare este un proces prin care ajustăm atât expunerea cât și culorile, în așa fel încât imaginea să pară ca și cum ar fi fost corect filmată din cameră, să pară cât mai reală. Însă câteodată filmarea este subexpusă, iarba prea ștearsă, iar culoarea pielii diferită față de cum ar trebui să fie. Și asta se întâmplă de cele mai multe ori din cauza parametrilor setați greșit din cameră sau poate din cauza unor reflectoare sau blende care pur și simplu schimbă culoarea sau desaturează culorile. Bine, asta dacă nu le pui tu intenționat așa. De cealaltă parte, colorizarea se întâmplă atunci când în mod intenționat schimbăm culorile, contrastul sau chiar și expunerea față de cum ar trebui să fie ele în realitate. Și cu toate că folosim aceiași parametri pe care îi folosim în corecție de culoare, acest proces ține exclusiv de partea creativă a fiecăruia. Poate vrei să schimbi dispoziția unei scene, să o faci mai dramatică, mai plină de viață, sau poate din zi să faci noapte. Însă atenție, întâi facem corecția de culoare și apoi colorizarea, ok? Acum, monitoarele redau culorile diferit. Un monitor poate să redea o lumină mai caldă, altul o lumină mai rece, tableta să redea cu o tentă mai verzuie, iar telefonul mai albăstruie. De aceea, în tutorialele următoare, ne vom folosi de monitoarele Lumetri Scopes și mai exact 3 dintre ele. RGB Scopes, Waveform și Vector Scope. Și în felul acesta vom ști că atât luminozitatea cât și culorile vor fi afișate corect. Ok, ordinea proceselor în corecție de culoare este următoarea. 1. Ajustarea expunerii și corectarea balansului de alb. Și 2. Redarea corectă a culorii pielii și a saturației culorilor. Iar în videoul următor învățăm să ajustăm tonurile închise, medii și deschise, apoi să corectăm balansul de alb. Ne auzim acolo!